momentul în care deci pașaportul este pașaportul Schengen acum. Cât deci, timp ați economisit acum? Sau? Aș putea să spun că am economisit în jur de 20 de minute și chiar mai mult. Moment pentru țara noastră. Istoric. Istoric. Este o istorie care s-a creat acum, care trebuia făcută mulți ani înainte, dar este o, deci s-a îndreptat o chestie nejustă pentru România. Un moment istoric pe care cel puțin noi, cei de la aeroport, îl așteptam din 2011, pentru că terminalul de la Otopeni, zona nouă de terminal, a fost proiectată și realizată pentru operare în sistem Schengen-non-Schengen. Prima cursă integral operată fără control de frontieră din spațiul Schengen este, ușor ironic, cursa Austrian Airlines de la Viena. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.